ați venit în grădinile Ariadnei. De fapt, în grădinile Adrianei, în grădinile Ruxandrei, ale lui Mircea, ale doamnei Violeta, a lui Dinu, al lui domnul Aurel Vlad. Iată așadar grupul artistic non-formal, dar adânc sudat în anii studenției, care se prezintă acum din nou în fața iubitorilor de artă. De ce? Ne răspunde chiar Ruxandra, ca să privim acum, după ani, în ce fel fiecare dintre prieteni au descurcat și ei misterioasele căi ale labirintului din grădina fiecărei vieți. Cunoașteți expresia de sigur, o grădină de om. Vă asigur că fiecare pictor sau sculptor care expune la Galeria Romana este, dar repet, fiecare, o grădină de om. Nu este nevoie de abstracție pentru acești minunați artiști, pentru a exprima cele mai inexprimabile gânduri. Așadar, sunt fericită să văd această imagine a restaurării omului, a restaurării figurativului, a restaurării artei în adâncul ei înțeles spiritual, din nou aici, la Galeria Romană, unde spiritualul a fost de fiecare dată atât de puternic prezent. O marcă a artei contemporane românești, o marcă a acestei galerii în peisajul artei contemporane românești. Vă mulțumesc și îi felicit din toată inima pe artiști pentru imensul dar pe care ni l-au făcut. Fiecare din colțișorul lui a creat o imagine a grădinii asemeni propriei vieți, asemeni propriilor experiențe, asemenea propriei dorințe, aș spune, de a ilustra cea mai frumoasă întruchipare a lui Dumnezeu, grădina Edenului.